Salut fraților și bine ați venit la un nou video tutorial, eu sunt Genu. După cum puteți vedea, suntem aici. Așteptăm noul update de la Battle States pentru Tarkov. Înregistrez acum videoul, mai durează circa o oră din ceea ce văd în mesaj ca să se termine noul update cu care o să fie și wipe-ul. Este un video tutorial la fel plus sau minus ca celălalt pe care le-am făcut până acum, adică pentru persoanele care sunt la prima experiență, ca să zic așa, cu jocul. Dacă nu știți ceea ce înseamnă wipe-ul pe joc, practic toată lumea o ia de la zero. Adică level 1 pentru toată lumea, se șterge stash-ul, se pierd absolut toate obiectele, o să vezi doar obiectele inițiale, sunt câteva arme și fel de chestii pe care le primiți la început, cel pe care le-ați primit și când ați cumpărat jocul. Pot să difere de la variantă la variantă de joc. După cum ați văzut de pe site, sunt mai multe variante de joc. Fiecare variantă îți dă chestii în plus. Deci toată lumea o ia de la zero și reîncepem jocul. Chestia asta se întâmplă odată la cam 6 luni de zile plus sau minus. Nu este o dată exactă. Depinde de dezvoltatorul jocului, de Battle States, deci poate să dureze mai puțin sau mai mult, dar de obicei cam 6-7 luni de zile durează un wipe. Cum puteți să începeți cel mai bine wipe-ul? Despre asta o să fie videoul de astăzi, pentru că probabil mulți se întreabă care este cea mai bună strategie pe care puteți să o aplicați. Eu sunt acum la al patrulea wipe, dacă nu greșesc. Și în wipe-urile prin care am trecut, am încercat diferite strategii ca să încerc să-mi dau seama care ar fi cea mai bună. Adevărul este că sunt mai multe strategii bune. Depinde cum vreți voi să o jucați. Primul lucru și cel mai important lucru pe care trebuie să știți este că trebuie să încercați să ajungeți la level 10 cât mai repede posibil, ca să aveți deblocat flea market, pentru că foarte multe obiecte din joc, care în mod normal sunt fără prea mare interes, pentru că nu ne ajută la foarte mult, acum la începutul jocului costă exagerat de mult și o să vă explic cam ce și de ce, ca să zic așa. Deci, primul lucru, level 10. Cum putem să facem cel mai repede level 10? Sunt două modalități. Prima ar fi questurile. Questurile inițiale sunt destul de ușoare. Trebuie să luăm diferite obiecte dintr-o parte, să le ducem în altă parte sau să extragem cu ele. Nu sunt foarte dificile. Chiar dacă acum la început o să fie un pic de haos, dacă intrați primele ore, în primele zile, pe primele questuri, pentru că o să întâlniți foarte multă lume care merge în același punct comun cu voi. Tot la fel ca să facă questurile, deci o să dați de destul de mult PvP, ca să zic așa, un PvP destul de jos ca nivel, pentru că marea majoritatea persoanelor o să fie cu o armură PACA sau ceva de genul ăsta, un level foarte mic și un pistol sau un AK fără moduri, fără nimic, glanțe destul de slabe. Dar este o modalitate prin care puteți să creșteți foarte repede și să ajungeți la level 10. O altă modalitate este prin PvP. Adică vă aruncați pur și simplu pe Factory, de exemplu, unde încercați să faceți PvP, să ucideți atât scav PvE, deci, cât și PvP, adică player, și dacă reușiți să și extrageți și să, nu știu, să omorâți 1-2 scav și 1-2 player, ieșiți și ați făcut probabil 3-4-5.000 de puncte XP, ceea ce în primele 10 nivele e foarte mult, pentru că dacă ai face, să zicem, ești level 1, intri, faci 5.000 de puncte XP, cred că deja ești undeva la level 4, aproape 5. Deci se face destul de repede și așa. Alegeți voi care credeți că e modalitatea cea mai simplă pentru voi, cea mai ușoară, ca să ajungeți la level 10, să puteți debloca flea market. Acum, de ce e foarte important flea market? Și de ce e important să ajungeți în punctul ăsta? E foarte important pentru că, cum vă spuneam la început, foarte multe iteme la început de joc sunt foarte, foarte scumpe. Adică o să găsiți iteme de gen șuruburi sau, nu știu, bulb, deci becuri sau nebunii de genul ăsta, care la început
costă exagerat de mult. Adică o să vedeți că, de exemplu, becurile sau șuruburile sau așa mai departe o să coste 30, 40, 50 de mii de ruble, 1. De ce? Pentru că trebuie pentru hideout, pentru a dezvolta hideout. Și aici puteți să aveți două, să abordați două strategii diferite. Pentru că puteți să investiți în hideout, adică să jucați ca să adunați itemele de care aveți nevoie, ca să vă creșteți cât mai repede posibil hideout-ul. Totodată să și cumpărați de pe flea ceea ce vă trebuie și nu reușiți să găsiți în joc. Deci unele chestii care vă, nu vă trebuie în hideout le vindeți și cu banii pe care faceți să investiți să cumpărați alte chestii care vă trebuie vouă în hideout și încă nu ați reușit să le găsiți, ca să vă dezvoltați hideout-ul cât mai repede posibil. De ce poate fi o strategie bună? Pentru că și lucrurile pe care voi puteți să le craftați la început în hideout, dacă reușiți să-l dezvoltați puțin, sunt foarte scumpe. Adică puteți să cumpărați materie primă, ca să zic așa, care costă foarte puțin pe flea sau să găsiți itemele respective în joc, în timp ce jucați sau așa mai departe. Dar și pe flea foarte multe chestii o să fie la început care nu valorează foarte mult, pe care puteți să le cumpărați, le băgați în hideout pentru că l-ați dezvoltat câtuși de puțin și puteți să faceți niște crafturi și puteți să craftați iteme care valorează foarte mult. Ceea ce înseamnă că voi puteți să investiți, de exemplu, 10.000 de ruble ca să cumpărați ce vă trebuie materie primă, stă farmați ceva în hideout, poate durează o oră și jumătate, două ore, dar valorează pe flea market 80-100 de K. Deci faceți în 2-3 ore cu 10 K investiție 80-100 de K. Ceea ce înseamnă un profit foarte mare. Deci cam asta e strategia pe care o aplică persoanele care vor să crească foarte repede hideout-ul. Pentru că investesc la început foarte mult, adică tot ceea ce reușesc să câștige ca bani din raidurile pe care le fac, îi reinvestesc, fac hideout-ul și în următoarea săptămână, săptămână și jumătate, prețurile vor fi foarte mari la multe iteme pe care tu poți să le craftezi în hideout. Iteme care, de altfel, tu când le craftezi în hideout, stând finding raid, ceea ce înseamnă că tu poți să le vinzi pe flea market și să faci un profit foarte, foarte mare. Pe de altă parte, poți să abordezi și o altă strategie, fiind cea prin care tu, la început, nu dezvolți hideout. Faci foarte mulți bani așa, pentru că toate itemele pe care tu le găsești în raid, care și valorează foarte mult, tocmai că player, sunt mulți player care abordează prima strategie de care am vorbit, deci să dezvolte hideout-ul, plătesc mulți bani pe ele, ceea ce înseamnă că tu dintr-un raid în care ai găsit câteva becuri, câteva șuruburi și chestii de genul ăsta necesar la început pentru dezvoltarea hideout-ului, poți să faci lejer într-un raid doar din nebunii de genul ăsta între 500 și 1 milion, 500 de mii și 1 milion de ruble. Ceea ce înseamnă foarte mult, adică dacă stai să te gândești, joci în 3-4 ore, faci lejer 7-8-10 milioane. Depinde și de noroc acum, dacă reușești să și extragi și așa mai departe, dar dacă joci un pic mai extern, ca să zic așa, mai lootezi stash-uri sau nebunii de genul ăsta în jurul hărții, să ai și puțin noroc să nu dai de alte persoane în raid sau să reușești să gestionezi situația și să rămâi în viață, poți foarte ușor să faci mulți bani. Însă chestia asta e un pic mai dificilă după aceea, pentru că marketul, tu faci o grămadă de bani, dar marketul se stabilizează, ca să zic așa, undeva peste vreo săptămână jumate, două săptămâni. Ceea ce înseamnă că tu, dacă după aceea mergi și investești ca să-ți dezvolți hideout-ul rapid, gen după 2, 3, 4 zile, nu câștigi foarte mult, pentru că practic cumperi ceea ce tu ai vândut și ești pe zero cumva. Adică pentru cine abordează tactica asta, ar trebui cumva să fie conștient că gen încă o săptămână, o săptămână și jumătate, poate două săptămâni, nu poți să-și dezvolte prea mare lucru în hideout, să vândă, face bani, se trezește cu, nu știu, în două săptămâni cu 30-40 de milioane, ca să zic așa, din care după aia un 10 milioane investește și își face și el hideout-ul. Și ajungi undeva la pari cu cel care și-a făcut deja hideout-ul, doar că tu ai un profit probabil de vreo 20-30 de milioane. Profit care plus sau minus e făcut și de cel care a făcut hideout-ul
de la început, ca să zic așa, pentru că el, cum ziceam, a făcut bani craftând lucruri în hideout care costă foarte puțin materia primă, dar produsul final pe care el îl vinde costă foarte mult și are un profit mare. Deci amândouă strategiile sunt bune. Eu personal prefer strategia cu hideout-ul, să-mi dezvolt hideout-ul, pentru că la început quest-uri, îmi place să fac quest-urile la început de joc și imediat după primele quest-uri unde tot trebuie să mergi să iei niște iteme din, să le duci din stânga în dreapta sau pur și simplu să extragi cu ele din joc, vin niște quest-uri în care ți se cer niște iteme fine din raid, care poți fi norocos să le găsești la primul raid, cum poți să fii ghinionit și să trebuiască să joci două zile ca să găsești un anumit item, mai ales că îți trebuie fain din raid, deci nici nu poți să-l cumperi de pe flea market. Chestia e că dacă tu îți dezvolți hideout-ul, și de asta eu prefer tactica cu dezvoltarea hideout-ului la început, multe dintre itemele respective tu poți să le craftezi deja în hideout-ul tău. Îți ia-ți fain din raid, ceea ce înseamnă că tu poți să le dai vendorului care îți cere quest-ul respectiv și atunci reușești să avansezi mai repede în quest-uri, ca să zic așa. Deci cam astea strategiile de început. Trebuie să te axezi pe una, pentru că dacă cumva mergi în mijloc, nu-i tocmai bine. Eu am încercat cumva să și investez puțin în hideout, să și merg pe cealaltă parte și să vând, și nu a mers chiar așa de bine ca atunci când am ales ori o parte, ori cealaltă. Deci din punctul meu de vedere, cel mai ok ar fi ca tu să alegi în ce direcție vrei să mergi la începutul wipe-ului, ca să ai o strategie cât mai bine definită să poți să faci profit. Adică peste 2-3 săptămâni să te trezești deja cu 15, 20, 25, 30 de milioane pe care tu îi ai puși deoparte, și în momentul în care lumea începe să iasă mai ghirată și așa mai departe, să poți să-ți permiți să ieși ghirat fără să te gândești că dacă pierd 3-4 raiduri la rând, ceea ce se întâmplă foarte des în Tarkov, ajung pe 0 și nu mai am bani. Un ultim lucru pe care vreau să vi-l spun, tot la fel, acum la început de wipe, începutul, când intrați în joc, sunt două modalități prin care puteți să-l jucați și aici, indiferent că vreți să faceți PvP sau dacă vreți să faceți quest-uri și așa mai departe. O să întâlniți diferite persoane care abordează tactici diferite. Sunt persoane care intră pistol și maxim paca, dar de multe ori nici măcar asta, pentru că caută scav pe care se omoare, de pe care să ia eventual o armură, o cască și așa mai departe. Sau sunt player care cu itemele inițiale pe care le primesc, ca să zic așa, pentru versiunea de joc pe care au, primesc în stash câteva arme mai bune, armură și ceva glanțe mai decente, se aruncă direct în raid cât de ghirați posibil, tocmai pentru că sunt conștienți de faptul că marea majoritate a playerilor o să fie doar cu un pistol și eventual fără armură. Acum, depinde de voi cum vreți să jucați chestia asta. Eu personal prefer să o joc la început. Am încercat și tactica cu super ghirat pe cât posibil, dar eu personal prefer să o joc mai liniștit, adică un pistol sau un SMG ceva, sau un AK, mă rog, orice armă nemodată, nenimic, ca să cheltui cât mai puțin posibil. O armură de obicei o pun tot timpul, chiar dacă e opaca, pentru că se trezește un scav nebun care trage de la 160 de metri cu un shotgun și mă omoară dacă nu am absolut nimic pe mine, deci încerc tot timpul să pun o minimă protecție pe mine, dar o joc mai așa. Îmi place să merg la început, să lutez, de exemplu, hărți unde sunt multe case, cu multe geci pentru chei, pentru că la început nimeni nu are chei, la fel, cheile sunt o altă sursă foarte, foarte bună de bani. Cheile pentru quest-uri, de exemplu în dorms, pe customs,
pe Vood, Zebe 014 sau așa mai departe, îți niște chei care trebuie la începutul jocului pentru quest-uri și nebunii de genul și valorează extraordinar de mult. Adică o să vedeți chei care în mod normal se vând pe flea cu 2-3 mii de ruble, că o să se vândă la început de wipe cu 50-100 de mii de ruble. Și atunci încerc să joc Shoreline, probabil știți că e harta mea preferată, și încerc să lootez hidden stash-urile plus orășelul care e acolo unde sunt foarte multe geci. La fel prefer să mă duc pe Woods, să mă duc în partea nouă a hărții unde sunt câteva orășele și acolo sunt geci. La fel poți să găsesc o grămadă, poți să găsești o grămadă de chei care se valoreze foarte mult. E o metodă foarte bună, mai ales că cheile respective tu le poți paucea în cazul în care intri ca PMC. În cel mai rău caz, dacă mori, oricum o să ai nevoie de ele ca să faci questurile. Dacă reușești să extragi, rămâne la atitudinea ta în funcție de ce quest e. Dacă e unul pe care tu l-ai destul de devreme în joc, poți să ții cheia respectivă și să o folosești tu. Dacă, în schimb, e un quest care tu crezi că mai durează 3-4-5 zile până când o să ajungi la el, cred că ar trebui să vinzi cheia, pentru că în 3-4-5 zile, cu siguranță, cheile de genul ăsta o să scadă din preț și o să ai un profit pe urma ei, chiar dacă o să o cumperi după 5 zile. Cam astea sunt informațiile de început pe care pot să vi le dau. O să reîncep și eu live-urile. N-o să mai fie în fiecare seară cum a fost în prima perioadă în care am făcut constant live. M-am oprit între timp, am avut și niște probleme, încerc să refac totul să revină la normal. O să fie live-uri, cred că între 23 live-uri pe săptămână, pe care o să le facem din nou pe Tarkov. O să jucăm împreună. Dacă aveți alte întrebări, dacă vreți alte informații, mai ales acum la început de wipe, dacă vreți o mână de ajutor în a face anumite quest-uri acum la început, aveți link-ul de la serverul meu de pe Discord în descriere, puteți să intrați acolo și putem să jucăm împreună. Vă mulțumesc mult pentru vizualizarea acestui videoclip, lăsați un like dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor. Have fun, băieți!